Bună dimineața! Ne așteaptă încă o zi de weekend cu vreme frumoasă și cald, anunță meteorologii. Astăzi, mercurul în termometre va urca până la 36 de grade Celsius. Cel mai cald va fi la Drobeta, Turnul Severin. Despre vreme foarte caldă vorbim în jumătatea sudică a țării. Temperaturi caniculare, 35-36 de grade vor fi la amiază și în Muntenia. Cald va fi și în jumătatea vestică a Transilvaniei, acolo unde mercurul în termometre urcă până la 33-34 de grade. Soare, dar și precipitații, în special în zona vestică a țării. Vorbim despre ploi sub formă de aversă, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Pe alocuri pot fi și condiții de grindină. Iată, temperaturi de cel mult 32 de grade Celsius vor fi în zona vestică în Oradea. În capitală astăzi se anunță o vreme frumoasă, vor fi 35 de grade în termometre, vreme la pragul caniculei, dar de luni vorbim despre temperaturi mai scăzute, urmând ca de marți să avem parte de valori termice cu mult mai coborâte față de zilele precedente, vor fi cel mult 22 de grade Celsius marți și precipitații și în capitală. Începutul de săptămână vine cu ploi pe arii extinse, în Maramureș, în Transilvania, în dealurile de vest, dar și în Oltenia. Meteorologii spun că se vor strânge cantități mai importante de apă pe aici, pe acolo, și vorbim și despre averse și descărcări electrice, dar și condiții de grindină. 21 de grade Celsius vor fi în Timișoara, 20 de grade în Oradea luni, destul de frig față de zilele precedente. În zona sudică a țării, temperaturi de până la 31 de grade, cel mai cald se anunță în Muntenia. În Transilvania vor fi valori termice de până la 25-26 de grade, cel mai cald se anunță în Sibiu, Alba Iulia și Deva. În Moldova, un cer mai mult noros în jumătatea sudică, dar valori termice destul de ridicate, 31-32 de grade, anunță meteorologii la amiază. Iar în zona litoralului, vorbim despre o vreme frumoasă și temperaturi de până la 28 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o zi frumoasă!